Ceea ce se întâmplă cu partidul lui domnului Dan Diaconescu este rezultatul nemulțumirii românilor. Și nu neapărat al jocului, jocului partidelor. Am văzut în presă preluate, pe de o parte, că acesta ar fi un joc al Partidului Democrat Liberal, ceea ce este o aberație pentru că pot să vorbesc în cunoștință de cauză. Pe de altă parte, că alții ar fi încercat să creeze criza Olchim pentru a-i da domnului Dan Diaconescu o altă anvergură politică. Eu nu cred acest lucru. Eu cred că acest partid are susținere populară pentru că lumea trăiește cam aceeași nemulțumire față de politică, de politică și de partide ca în anul 2000. Și el a apărut pe acest vot negativ, pe această părere negativă. Însă până la alegeri se va estompa. Eu nu cred că partidul Dan Diaconescu va lua mai mult de 10-12%, dar asta e o părere de-a mea. E posibil ca românii să mă contrazică. Nu are niciun program coerent, are foarte multă promisiune și foarte puține șanse să realizeze vreodată în viață promisiuni. Am văzut că toate promisiunile domnului Dan Diaconescu sunt de genul fac asta, ce promit, niște lucruri extraordinare, cu condiția să câștig eu toată puterea. Și după ce nu o să câștige toată puterea, că nu o să câștige, dacă îmi dădeați toată puterea, făceam tot. Deci am întâlnit felul ăsta de a face politică. Nu cred totuși că va fi, dar va fi un pion, un partid de 10-15%, întotdeauna este un partid important. Gândiți-vă că noi am considerat balamaua guvernărilor României UDMR-ul timp de 22 de ani, care n-a avut niciodată mai mult de 7%. Dar păi un partid care are 10-15%, el este un partid important și trebuie ținut cont de el.